fericile iubirii. Ionela și Cassandra schimbau câteva impresii despre băieți, dar oare Ionela este interesată de vreun băiat anume? Ia uite, pentru tine. Ce e asta? O... nu știu cum se zice, petală... Ah, ce drăguț! Ia, auzi, ia zi și ce drăguț! Auzi, ia zi și mie, care-i crush-ul tău? Care-i crush-ul tău? Crush-ul meu? Care din cei doi? E unul din cei doi de azi? Eh, știi tu. Cum? Eu zic că știi. First ori... First. Mi-amintesc oare că a fost? Bun. Da, da. Ha, leșir! La mine tu știi care? Nu ți-ai dat seama? Păi sincer să-ți spun, nu am vrut să nu-i fiu prea evazivă. Nu-i doar cel dacă cu piesa, piesa am pus-o la mișto. Ăla mai... Care? Care seamănă cu tine? Dar care seamănă cu mine? Nu seamănă nimeni cu mine. Care seamănă cu mine? Stelian. Dar nu, că am zis că nu... Seamănă cu tine fizic. Doamne, mie nu-mi într-un se fel. Pare. Nu. Eu nu zic 100%. Nu, nu mi se pare, da. Mai frumoasă. Da, corect, sunt mult mai frumoasă în primul rând. Dar nu, 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 nu el. Lui i-am pus fix la mișto. Nu știam versurile exact, dar știam refrenul ăla cu maică-sa și știi că el a zis că dacă lui maică-sa nu se placă, el ce frumoasă se... ești. Dacă lui maică-sa nu se placă, o să se... Nu mai știu. Nu, Mihai. Păi, eu cred că toți sunt pe el și de asta eu întotdeauna zic. Nu, cel care mi-a pus piesa mie, gen. Pune, dacă vrei. Dar n-am problemă, e tipul pe care îl simpatizea și Ramona, unul din ei, Ștefan. Ah. Auzi, ce aveți același băiat? De asta ai făcut fața aia. Dar el? Hmm? De cine a pus melodia? Păi nu, eu i-am pus piesa lui Stelian, dar i-am pus-o la mișto, că gen, da, da, da. Faza aia. Și plus că nu știam exact ce să pun. Na, eu nu sunt nici romantic și nu voiam să o dau, să o pun cuiva de care chiar îmi place. Și... Păi încă nici eu să mai... E în primul rând că e prea devreme și doar la mână nu știam. Nu voiam să-mi exprim chestia asta pentru că în cazul în care el n-a avea o afinitate pentru Ramona, că așa credeam, nu voiam, știi, să... Nu știu, știi, să iasă ceva și am zis că mai bine nu spun dacă nu. Bine, test știa, dar... Na. Oricum, da, le-am... Eu am rămas șocată când am văzut, pentru că, bine, acum nu știu dacă înseamnă ceva, știi? Că mi-a pus piesa, a pus piesa, dar gen, și că a fost faza aia de la început, că inițial a zis că e interesat și după... Nu mai era. Și a fost faza cu Ramona și am zis că n-am. Las așa, știm. Dar mi-am zis că nu-mi dedică niciun băiat mie nimic. Că, na, eu sunt mai... Nu mai, eu nu sunt o femeie din asta pe care să o simpatizeze prea multe... Înțeleg. Prea mulți bărbați. Sau dacă o simpatizează, nu prea încearcă. Și-mi pare rău că nu i-am pus lui o piesă, dar na, n-aveam de unde să știu. E. Vedem. Mai vedem, mai vorbim. Vedem ce se întâmplă. Ba, eu sigur o să apar luni cu ce am zis eu, cu tot ce am zis. Azi și ieri. Da. Și cu, auzi, și cu momentul în care am țipat la unul din băieții în platou. Asta, ai țipat? Asta n-am auzit. N-ai auzit-o? Nu. Asta e nasol. Cum ai țipat? Ce ai spus? Mai, mame, am țipat, mi s-a părut foarte arogant. Nu așa, mi s-a părut foarte arogant. Nu așa. Băiatul ăsta, zici tu, că seamănă cu mine. Stelian. Da, și mi s-a părut arogant atitudinea lui, știi? Și chestia aia că inițial spuseți că în material că voia să mă cunoască și se auzea foarte clar. Și după a spus ceva de genul ăsta că nu-și mai amintește cu care din fete, în afară de cele două menționate, ar vrea să aibă o discuție, știi? Mamă. Și după la un moment dat, ei, și doamna Mirela a spus ceva de genul ăsta că, a, deci, hai spune care din ele, care era și acum când ai văzut-o, nu ți-a mai atras interesul, știi? Și el se uită așa lung și zice Ionela, mamă, ce m-am enervat, pentru că, dați seama, a fost și faza cu
clipul ăsta Ștefan, când la fel a zis în material că ar vrea să mă cunoască și după când m-a văzut, vrea să mai aștept sau ceva. A schimbat părerea. Da, ești. Eu m-am enervat super tare, dă-ți seama, când au fost două chestii de genul, chiar m-am enervat, adică frate, și plus că bine, hai, Ștefan a făcut-o mai finuț, nu a fost, nu s-a văzut nașpa și poate avea și emoții, dar la ăsta chiar m-am enervat și cu toată aroganța lui. M-am enervat și am zis lui ăsta că puteai să te abții. Nu puteai să se abțină să nu dai niciun nume, știi, dacă decât să mă faci. Pentru că nu, pentru că eu aveam deja insecuritatea asta cu, mă rog, cum arăt pe cameră, cum nu știu ce, și chiar a dat un nasol. Putea să nu zică nici un nume în momentul ăla, știi? Capricile iubirii. Da, eu deja sunt sătură de această discuție, aș putea spune. De ce? Pentru că s-a mai discutat pe tema asta. Așa. Și la capricii? Așa cred, nu mai știu exact unde s-a discutat, dar în orice caz, ori la Mireasa în direct, ori la capricii. Ok, s-au mai schimbat lucrurile, au mai evoluat, că în momentul în care spui, știi, când îți place cineva, ai vrea să vorbești la nesfârșit. În momentul în care ți s-a rupt filmul, vrei să se oprească treaba. S-au mai schimbat lucrurile sau nu? Referitor la ce anume? La ce crezi tu despre Ștefan? Nu s-au schimbat. În continuare îl consider simpatic. Am menționat și în material că la început el a spus că ar vrea să mă cunoască de la blind date, dar ulterior mi s-a părut că a avut o interacțiune cu Ramona și părea că o place pe Ramona și invers. Și atunci am zis că nu stau deoparte, probabil că nu mi-a plăcut neapărat cum arăt. Dar de ce să stai deoparte? Adică știi că până la urmă trebuie să te faci remarcată. Trebuie să atragi atenția cu ceva. Dar mie nu-mi place să intru în sufletul unei persoane. Dar nu e vorba să intri în sufletul unei persoane. Este vorba să te vadă că ești acolo în sală și să însemni ceva. Să vină să te întrebe cât e ceasul. Sau, bine, oricum... Dar asta ține doar de felul în care îți gestionezi tu feminitatea. Dacă tu spui nu, eu mă retrag, o las pe ea să văd ce face și după aceea mai văd eu dacă mă mai bag sau nu. Păi nu, nu aș fi lăsat-o neapărat pe ea dacă știam că el are o simpatie pentru mine. Eu nu știam acest aspect și atunci de ce să inițiez eu o chestie de genul? De ce nu? Bine, eu pe de-o parte sunt de acord cu tine, Ionela, în sensul în care și eu îl văd pe Ștefan mai degrabă poker face, așa, nu prea are nicio grimasă, nici că îi place, nici că îi displace și pot să-mi dau seama că, mai ales din punct de vedere al unei femei, e un pic cam dificilă situația, în sensul în care tu spui, uite, mie mi-ar plăcea să te cunosc mai mult, iar el n-are nimic împotrivă, cam așa nu, se interpretează. Și... Să zicem că sunt, mă scuzați, sunt mai... echilibrat și aștept puțin. Nu, ce anume nu mă arunc. Aștepți? Să ne cunoaștem, să vorbim, să vedem dacă... Păi ca să vă cunoașteți trebuie să aveți o interacțiune. Păi, da, cred că ieri și astăzi am vorbit practic doar cu ea și... Așa e? Da, în pauze am stat doar cu Ștefan și am discutat. Da. Deci există un interes. Da, 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 am spus și aseară. Da. Și după ce ai discutat cu el... Da, mențin interesul în continuare. Și tu, după ce ai... Tot la fel, Da. Ce e așa de greu să spun... Mă, îmi place fata asta, aș vrea să vorbesc cu ea, să văd. Poate chiar e pe... Da, păi da, aseară am spus că chestia este reciprocă și eu știu, adică... Dar uite, vorbesc doar cu ea acum, nu... Acum că tot ați interacționat și am mai făcut și cu un alt, poate potențial viitor cuplu, joculețul acesta, numește trei calități pe care le-ai descoperit la Ionela. Am vorbit foarte puțin acum, nu știu. Dar să știi că nu ești singurul pe care l-am întrebat asta azi. Mă rog, te-a întrebat Raluca, dar... Cred că este o fată sinceră. Ok. Are un suflet bun. Chiar dacă poate la exterior câteodată mai este așa mai... E cu gura mare, dar sufletul așa. E măreț. Și o persoană iubitoare. Și fizice? Păi toate calitățile, cred.
E perfect. Da. Adică ce-ți place la ea? Că e înaltă, că e scundă, că are ochii... Ce culoare de ochi ai? Ce culoare de ochi are? Da, păi nu te uiți acum, trebuia să știi pe din afară. Păi cum? Nu, arată exact cum ar trebui să arate. Și tu, Ionela? Ce anume, ce îmi place la Ștefan? În primul rând, am spus de prima dată când am fost întrebată, când a intrat. Mi-a plăcut foarte mult că este un băiat foarte educat, pare foarte calculat, calm. Și fizic îmi place cum arată. Știi câte tatuaje are sub cămașa aia de reiat? Nu știu câte, dar am văzut, am observat că multe. Pe materiale, pentru că nu l-am... Dar l-ai întrebat că doar îi plac tatuajele sau reprezintă ceva? Ce nu știi despre... Nu am apucat să discutăm încă, pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție, dar cu siguranță... O să avem timpul necesar pentru a discuta. Dar e un paradox la tine, știi că ai așa o față foarte angelică și multe tatuaje, adică... Da, dar... Cred că tatuajele nu reprezintă un om dacă este bun sau nu. Dar n-am zis că ești bun sau rău. Eu am zis doar că e un paradox, pentru că ai o față așa de angelică. Da. Asta e realitatea. Și tatuajele, uite, ai ochiul ăla pe care poți să-l distingi, ai o mână întreagă tatuată. Și o să mai urmeze. Foarte bine, e foarte frumos dacă îți place asta... arta tatuajului este o chestie extraordinară. Dar e un paradox, așa, știi? Da, am înțeles ce ați vrut să spuneți. Nu zic că ești un băiat rău. Nu, doamne ferește, nu. Și, în general, nu trebuie... Adică, știi, am trecut de etapa aia când dacă îl vedeai pe unul care tatuaje, te ascundeai și spuneai și mâna la portofel ca da, nu cumva exact. Să... Știi ce zic? Da, da, da. Deja... Tatuatorii fac artă acolo și uite-te cum arată tatuajele tale, chiar sunt impresionante. Am o curiozitate. Melodia pe care ai dedicat-o Ionelei, i-ai dedicat parcă o melodie, așa țin minte. Ce înseamnă? Despre ce e vorba în piesa respectivă? Ce mesaj are? Este o melodie, să zicem, care eu ascult destul de des și îmi place cum sună. Ce melodie e? Niente canțoni d'amore. Adică să nu, nu știu, în română câteodată nu-mi găsesc cuvintele, să nu fie nicio melodie de iubire, dar să fie fapte, ceva de genul. Fapte, nu vorbe. Să fie fapte, da. Foarte interesant. Bine.